Răspândirea extremismului islamic violent este o altă cauză a creșterii persecuției bisericii. Open Doors plasează Afganistanul, Somalia și Libia pe locul 2, 3 și 4, ca fiind cele mai periculoase țări pentru creștini. Nu puteți privi lista organizației World Watch fără să înțelegeți tendința extremismului islamic. Sunt state precum Somalia și Libia, unde fracțiunile tribale și grupurile extremiste au cale liberă. În Somalia, dacă autoritățile suspectează că sunteți creștini sau dacă sunteți creștini, veți fi executați fără dreptul la un proces. Acestea sunt locuri foarte periculoase. Alpha Omega.